Asta cred că e cea mai frumoasă hartă pe care am jucat vreodată Human Fall Flat. Suntem în ceruri, în rai, în nori, nu știu exact unde suntem, dar bine ați revenit la un nou episod în care o voi lua înainte și voi face toată harta de unul singur, cel mai probabil. Mamă, Vlad, mersi! Ce faceți? Bă, nu vă îngrămădiți, mă, amândoi pe o singură piatră, pentru că pietrele este mici și voi este mari, mă înțelegeți? Trebuie să facem ceva cu... Vlad, ia du-te și împinge piatra aia mare de acolo. Haideți să vedem dacă reușim să strângem... 7 like-uri! Wait, 10? Ok, nu mai contează. Dar am zis și eu un număr mic, am zis să fiu amuzant, vă rog. 7000 de like-uri! 7000! Hashtag 7000 în secțiunea de comentarii! Mi-ai dat eu nu știu cum să trag piatra asta. Bă, cred că trebuie... Mă, cred că trebuie să venim cu... cum îi zice? Cu... cu lemnele, cu lemnele cred că trebuie să venim. Stai așa, Narciso. Stai așa. Stai. Lasează-mi eu mie. Pleacă de aia. Vlad, dă-te că nu înțelegi tu cum se execută o lucrare de transport. De transport materiale lemnoase. Ui, a funcționat. Oh my god, sunt prea bun la jocul ăsta. Eu sunt, da mă, se numește drujbă. Ăla care taie lemne. Wait, what? Da, drujbă. Nu taie lemne. Stai că am înțeles. Păi da, mă, dar nu este eficient. Și în 2020... Păi bă, nu e bă, tu nu... Gameplay! Bă, n-avem nevoie de toate scândurile, mă. Uite, iară e cu pietre șmechere ca în celălalt nivel. Băi, și-am scos piatra asta de aici și acum oare unde trebuie să o ducem și să o punem? Bă, voi unde vă duceți, mă, parșivilor, fără mine? Voi știți că... Voi știți că ne trebuie piatra. Voi știți? Păi stai, bă, stați așa, dar unde ne trebuie piatra? Aici, la început, mă. Ok, că nu știu pe care cale să o iau să vin la început. Mă duc să iau aia altă piatră, că sunt... No, știam eu că o să cad la un moment dat, fagi. Dar nici nu m-am ridicat, mă. Ia, uite toate. Bă, stați așa, băi, sunt două... Bă, trebuie să luăm pietrele de acolo și să le aducem la început. Stai așa că Vlad nu știe să pună o scândură jos, nemernicu. I-a zis să pună scândura acolo și el... Ce este mai Bob the Builder? Păi bă, dacă cineva dintre noi trebuie să știe să construiască. Dă-te așa că... pirar. Păi voi sunteți bărbați. Voi ar trebui să știți. Da mă, bine mă, dar vezi tu, noi suntem mai idioți. Îmi urăsc viața. Băi, cu păcăs. Wow, dude, deci e super greu aici. Ok, so, până la urmă, nu, deci lăsați piatra aia de adus-o Narcisa acolo. Până la urmă, eu nu știu dacă ar fi ok să folosim scândurile ca să trecem dintr-o parte în alta. Că e foarte greu, e foarte greu să sari. Cu piatra vrei să spui. Da, exact, e foarte greu să sari cu piatra, asta e chestia. Și mă gândesc... Mă pricep la asta, mă. Te pricepi să sari cu pietre, mă? Da, mă, am sărit de piatră cu piatră de când eram mic. Ok. Ce sport e ăla? De acolo așa în Ardeal, la Cluj, să sare cu chetre. Cu chetre? Toate chetrele le iei și sari cu ele. În primul rând, nu se zice tătătăt. Bă, eu zic că se zice tătătăt acolo așa la Clujeni, deci te rog. Ai fost odată în Cluj măcar? Am fost odată. Și ce? Eu n-am fost, dar aș vrea să merg. Nu știu, m-am plimbat cu un prieten. Bravo. Ok, am o problemă acum, băieți. Nu știu dacă pot să fac... Oh my god, am lăsat-o acolo. Ok. Ce faceți, mă, cu scândura? O căzut scândura. Oh, no. Ok, avem o problemă. Wait, de ce s-a blocat? S-a blocat ăsta, vezi? Da, și la... Că s-a blocat. Fiți atenți aici, mă. Păi... Bă, văd că e bine că s-a blocat, că nu mai e mult de sărit. Bă... Vreți să vă arăt cum iau piatra? Mamă, tare mi-s n-o scapi. Noooo! Fii antenă care-i planul, da? Eu o să iau o piatră și trec de prima parte și o duc aici și rămâne aici piatra, da? Capa. Ok. Și acum o să o iau și pe cealaltă. Dacă n-aș pica... Oh my god, ok. Și o duc tot acolo, după care o să iau scândura... Și-o pun la unde ne lipsește ca să ajungem pe aia, știi? Dar tu vrei să ieși gen unde? Aici trebuie să fii unde-s eu. Păi acolo unde ești tu, dar fii antenă cum facem, Vlad.
Tu nu te-ai gândit la toate consecințele faptului că fizica este literalmente foarte complicată. A, nu. Nu? Te-ai gândit vreodată că e foarte complicată? Te-ai gândit că literalmente orice știință exactă de pe planeta asta este de fapt matematică deghizată, a? Te-ai gândit? Păi am 9-10 la... Dă-te așa. Ok. Dar nu poți să... Ok, stai. Hai mă că ți-o prind. Prinde-o de acolo. Ok, și acum ține-o acolo. Oh, fuck. Și încearcă să o pui acum ca să stea... Acum poți să-i dai drumul, poți să-i... Gata. Ok, ia... Ok. Opa! De ce Dumnezeule mare a căzut? Eu literalmente am atins-o foarte puțin, dude. Așa. Mă, caracterul se întoarce greșit. Gata, așa. Ok, am dat drumul acolo cum stă. Acum ați așezat. Oh my god, ok, am o piatră. Încearcă să le aduci pe... Liniște în secțiunea de comentarii, oameni. Liniște. What the fuck? Ok. Asta e una, ok? Bă, dați-vă după piatra asta, săriți pe piatra din dreapta, ca să nu... Sau acolo, săriți acolo, ok? Săriți acolo. Nu vreau să pice piatra asta de-am adus-o aici și în vid, că nebunesc. Dude, ne chinuim de peste 10 minute. Holy fuck, ce grea e harta asta. Că nu poți să... Într-un ghiveci. Narcisu, ai grijă cu piatra aia, ai căzut fix lângă ea. Știu, dar nu-i vina mea, să știi. A fost lag, nu-i așa? Da. Știu, și mie, mi se întâmplă tot timpul, frate, m-am săturat de lagul ăsta, deci eu nu mai suport. Adevărat. Adică nu știu. Ok. Acum avem o mică problemă. Mut o scândură. Trebuie să iau o scândură și să nu cumva să ating scândura de pietre, că s-ar putea să fie de rău, mă înțelegi? Așa. Gata. Nu, zi hop până n-ai trecut podul sau cum era. Nu? Da, liniște, ok. Cum era, Vlad? asta e una. Băi, what the... Dude, e cam... Dude, sigur că aici intră astea, că e cam mare asta. Ok, știi ce? Hai să le lăsăm aici deocamdată. Vreau să o aduc și pe ultima. Oh my god, lord! Hai că reușim într-un final. Lord! Yes! Vlad, ia dă-te de acolo, Vlad, să încerc să o pun acolo, ia. Am uitat că eram aici. Pe bune că trebuie... Ia, stai! Trebuie... Ăla e, aia e una. Oh my god, oameni buni! După 10 minute de planuri, de încercări, cu sărituri, cu nu știu ce, cu nu știu cum... Ăla e! Oh my god! Saving, te rog! Saving! Vlad! Vlad, buguiești harta, Vlad! Oh, wait! Eu cred că tot ai buguit-o. Ai ținut porțile și nu s-au mai deschis la maxim. Wow, ok, dude. Bă, hărțile alea dinainte au făcut parte din aceeași serie. Bă, stați, ușor. Oh, bravo, mamă, speedrun. Ia uite, speedrun. Așa, ce spuneam, hărțile din episodul trecut au făcut parte dintr-o serie numită Journey to Valhalla, practic. Și eu nu înțeleg cum de alea... Deci alea mi s-au părut atât de ușoare și apoi primul, vai de capul și de... Te rog, spunem că nu. Oh, no. Am ținut capul. E una din chestiile alea super nasoale, pe bune, stai așa. Nu e pe acolo, că aia aparent este... Bă! Oh my god! Ați venit aici cu mine. Stați, nu mai sară nimeni. Băi, tu lasă-mă în pace că eu știu cum stai. Văd. Da. Aoleu, vezi că vine chestia. Aia a fost bug vizat, nu se spune. Ok, stai. Jesus. Oh my god. Bă, de ce e atât de aglomerată harta asta aici? Stați așa. Nu, stați că... 3 metri pătrați. Stai mă așa și acum vine și eu am sărit. Și acum am sărit aici. De unde mă țin ai... Wait, asta e safe aici. E safe, ok. Următoarea e safe? Da, următoarea e safe. Da. Ok. Următoarea tot așa safe e. Da, e safe. Ok, după aia asta nu e safe.
Dacă da, întreci am sărit. Bani hop, următoarea. Nu am. Wait, s-a pus saving, s-a pus saving. Oh my god, s-a pus saving, nu pot să cred. Holy fuck. Băi, ați zubă, de sincer n-a fost atât de greu. Deci sincer chiar aoleu. Partea aia a fost chiar foarte ușoară. Nu. Ok. Mai căzut. Saving din nou, saving din nou. Dude, deci cum am stat 10 minute la prima parte a hărții și acum e atât de simplu. Bă, pentru că scândurile alea erau buguite. Oameni buni, eu săream și caracterul meu îmi sărea în partea greșită. Wait, what? Oh, eu trec pe aici. Cum se presupune că do not need saving. Ah, poate poți să rămâi aici în colț și nu te am înțeles și acum. speedrun. Mamă. Ce? Bă, ce speedrun frumos fac. Bă, deci deci luați lecții. De cum să fii gameplayer profesional real life. Bă, te ajută lecțiile la matematică să fii gameplayer mai bun? Răspunsul este că normal că da, că matematica e foarte importantă. Nu. Pune mâna și învață. Ce spuneam? Nu tu, mă, zic de omul care se uită la acest minunat video. Matematica e foarte importantă. Ideea e că da, mă? Da. Deci nu e importantă, da, Vlad? Nu. Deci fără matematică tu realizezi că noi nici măcar nu puteam să știm cât de mult suntem noi aici pe hartă și ne jucăm în momentul ăsta, nu-i așa? Mă ajută și pe mine. Primul rând, tu ce te tăcați, mă, sus? Măi, mă, dă-te, mă, că mă duc acolo, că e piatră, mă, dă, mă. Măi, mi s-a blocat o mână. Ce-ai făcut? Unde ești blocată? În piatra asta. Ai rămas blocată? Da, și nu mai pot să ies deloc. Ești sigur? Mâna mi-a rămas blocată. Oh. Haide. Vreau să fac wall run, da, la Ok. Să încerc să scot piatra asta de aici. Și mi s-a băgat piciorul cu... nu. Și ții? Da, gat nu, sunt cu piciorul cumva și nu pot să o ridic. Eu cu mâna și am scos-o, am scos-o. Oh my god, yes. Gameplay. Cum ai reușit? Eu nu reușesc. Bă, nu, eu am făcut altceva. Aici, la prima. Dar de ce la prima? Poate vreau să bag la a doua, te-ai gândit, ha? Gata, yes. Așa. Păi și dacă punem o de asta? Nice. S-a auzit ceva. Acum suntem GG. Nu știm ce să facem. Oare e ceva cu piatra asta mare? Nu știu. Dar n-ai cum să o miște. Oare... Acolo e vipera, mă. Ai văzut vipera. Da, am văzut, dar nu știu. Și acum ce trebuie să facem? Asta o muți și te urci acum. Asta e mutabilă. Mă, ăla e un cuvânt. Mă, tu știi că ți-a dat saving de... dar n-ai avut unde să crăpi așa, că dar da, mai contează. Hai, că nu bă, ajută-mă, Narcis. Bă, Narcis, o tragi și tu de chetroi. Și tu de ce stai pe ea? Pentru că din cauza... Există niște motive, dar nu trebuie să sari, trebuie să tragi pur și simplu, ok, mă, hai că mă dau, mă, să vă ajut, bă. Da, ia, uite, bă. Nici că ai dat-o cu ulei, frate. Păi, bă, sunt eu puternic, mă, de asta, că voi doi... Bă, stai mă așa că trebuie să mă urc. Mă, că se vede că nici să te urci pe piatra. Na, nii mă tu la el, cum tătătăt zice că eu nu știu, dar eu de fapt știu. A, uite, văd următoarea piatră, mă. Bravo că vezi. Mersi, mama mi-a dat ochi. Și merg. Cât de cât... Oh my god, unde e următoarea piatră? Bă, care dintre voi vrea să rămână jos să pună pietrele? Eu, hai. Ok, uite, ți-am aruncat o piatră jos. O iei și o pui în locurile alea care au mai rămas. Deci de sus trebuia să le luăm. Pe bune că trebuie să fac așa. Mai trebuie una. Hai că ai că o să o iau pe drumul cel lung ca să nu zică lumea că am căzut acolo așa și că trebuie să o iau de la capăt. O să o iau pe drumul cel lung și sigur. Nu că m-am lăsat și m-am dat. Vlad, nu e nevoie să vii și tu, știi că am ajuns la ultima piatră, nu-i așa? Da, mă, eu vreau să te inspectez să văd ce faci. Să mă inspectez, dar ce ești tu, mă, Inspector Gadget? Da. Și cu câinele ăla. Era un câine în Inspector Gadget? Da. Știu că era o tipă, era ca o fată cu păr, nu știu, era o culoare ciudată. Nu gata, era? am pus. Și era un câine? Ba da, era o fată blondă, știu. Era parcă nu e... Wait, era blondă? Și un câine? Da, parcă era un câine, parcă era ceva câine. Și un câine, parcă. Inspector Gadget.
Gameplay profesional. Și acum trebuie să ne urcăm iară sus să-mi urăz viața. Ajută-mă și pe mine. Cu ce să te ajut? Saving. S-o crezi tu că am eu nevoie de... Te-am văzut. S-o crezi tu că am nevoie de saving, domnule. Saving-ul este pentru oamenii care au nevoie de a fi salvați. Iar eu sunt unul dintre ei, ajutor. Oh my god. Firar, ok. Din păcate, Ok. Ei bine, nu am ajuns la lanț, dar... Bravo! Pot să ajung la lanț! Jesus Lord, ok. Așa. Bă, da, bă, nu vă apucați de lanțul meu, ok? Celalt lanț e al vostru, da, și bă, practic ăsta e al meu. Dacă puteți să vă bălângăniți până aici, că e cea mai grea chestie pe care am făcut-o nu foarte de mult timp, pentru că, sincer, n-a fost atât de grea. Wait, so eu acum trebuie să mă bălângăne atât de tare până la următorul lanț. Ui. Bă, nu săriți pe lanțul meu, în mod neironic vă zic. Gata, mă. Dacă ați venit la lanțul, lanțul meu, nebunesc. Uite, cum ați reușit. Okay. Oh my god, trebuie să te arunci aici. Cum te legă? Ce te legă în codurile? Ai auzit de poezia aia lui... De WSS. Cristi. WSS. Am uitat cum îl cheamă. Ce Cristi, mă? Eu știu numai pe Cristi la cu câine. Tu nu știi un alt Cristi în viața asta? Adică m-am Cristi. Nu ai niciun prieten numit Cristi? Ba da, am. Oh, da? Păi și atunci... Îmi urăsc viața atât de mult, de ce jocul ăsta e atât? V-a dat afară? Da. Corpurile voastre sunt încă aici. Well, noi nu suntem acolo. Wait, și dacă îl pun într-un loc... Corpul ce rămâne acolo. So, lăsați-mă să înțeleg. Eu acum trebuie să termin harta de unul singur? Bă, cam da. Că... Dar suntem aici ca și moral support, deci nu te îngrijora. Da, da, suntem spiritual. Ok, dacă vă dau invite... Păi... Vă apare invite? Că v-am dat invite. Deși nu știu unde v-ar spuna. Oh. Eu n-am primit nicio notificare de invite. Da, nici eu. Jocul te preferă pe tine, nu pe noi. Dude, am rămas singur. Mă chinuie aici și-a de 10 minute. Oh my god. Ok. Ok. Sunt pe ultimul lanț, să știți. Vreți să vă fac comentariu la ce se petrece aici? Da. Sunt foarte aproape de barcă. Și nu știu că... Barca stă în aer, plutește, literalmente. Bă, încearcă să o prinzi. Ar fi o idee bună. Să prind barca? Saving, ok. Saving? Dacă e saving, e bine. Deci, nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. What the fuck, în față. Deci, nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată să îi dea pe cei cu care joc eu afară de pe server. Și eu acum, cum ar trebui să